Un preot de 37 de ani spune că și-a omorât tatăl după ce au băut în noaptea de Revelion. Totul s-ar fi întâmplat într-un bloc din Botoșani. Cei doi s-ar fi bătut, după care preotul a plecat acasă. Abia ieri s-a întors în apartamentul tatălui său, pe care l-a găsit fără suflare. Locatarii întregului bloc s-au întrebat de ce a venit poliția la vecinul lor. Bărbatul în vârstă de 60 de ani nu făcea gălăgie și nu deranja pe nimeni. Doar în noaptea de Revelion l-ar fi supărat pe fiul său. Cum i-a bătut bătrânul său? Era distrus. Băiatul lui a fost găsit în casă. Fiul victimei are 37 de ani și este preot într-o localitate din județul Botoșani. El a chemat poliția după ce și-a găsit tatăl fără suflare. Nu vă puneți la ușa mine și... Să-mi dau detalii să văd și când e mort și cum este. Dacă nu am mort, nu știu. A rămas și o surprinsă. Preotul le-a spus polițiștilor că a ciocnit un pahar cu tatăl său în prima noapte din noul an. N-ar fi durat mult până când au început să se bată. Bătrânul ar fi murit din cauza loviturilor încasate. Și-a mai căutat anturaj, vă dați seama, printre cei care cu băiatul lui. Știm? Zic că dintr-o altercație cu băiatul lui. Dintr-o altercație cu băiatul lui s-a ajuns la crimă. Nu am bine un răchiu, mai mult, poate mai puțin. Asta nu. Sau el în casă ca să vădă. Trupul nensuflețit a fost transportat la morgă. Abia după efectuarea necropsiei se va stabili dacă preotul chiar și-a omorât tatăl de 60 de ani.